Oferim în această seară, stimați telespectatori, un trofeu de excelență artă pentru eternitate unei familii celebre, o familie care cântă, o familie care, pe care o cunoașteți foarte bine. Deja am bucuria să am în platoul meu pe doamna Marian Man-Gheorghe, dar și pe fica dumneei care a venit de la un concert și iată-o prezentă astăzi în cadrul emisiunii noastre primind acest trofeu artă pentru eternitate din partea societății Romber Film. Trofeul este realizat de domnul Filip Mărgărit și pentru toată cariera artistică, pentru toate hiturile pe care l-a realizat, pentru reprezentarea României la Eurovision în anul 2009, Elena Gheorghe și Marioara Man-Gheorghe. Avem o familie celebră, frumoasă, acum văzându-vă de aproape. Bine te-am găsit. Te sărut, văzându-vă de aproape, semănați ca două picături de apă și mă bucură. Dacă o fac pe mama rășcată, pot să o trimit la concert în locul meu. Da. Știu toate melodiile, nu? Da, e simplu. Sunteți mulțumim. Două vorbărețe ca și mine, de altfel. Da, am ascultat-o pe mama ta până să vii tu, cântă foarte frumos, ne-a cântat mulțumim două pentru, piese. Mulțumim pentru flori și pentru trofeu, este foarte, foarte frumos. Mulțumim și pentru invitație. Ce eu faci, mă bucur că mea? Te văd, că nu te-am mai văzut de mult. Da. Ne-am mai întâlnit la evenimente, la diferite concerte. Spectacole. Da, da. Elena Gheorghe a lansat de curând un nou single, o piesă pe care o promovează acum și cred că o să ne o cânți. Mai spune mai multe lucruri despre acest cântec. Astăzi am ales să cânt în limba română în emisiunea ta, pentru foarte că știu bine. Că ne privesc foarte mulți oameni care îndrăgesc piesele românești și o să-ți cânt o piesă care se numește Până dimineața, pentru că știu că românului îi place să se disteze până dimineața, indiferent de ritm, indiferent că e de populară sau de ușoară, lui îi place să danseze și să se simtă bine. Dar în această seară o să ne cântați și un duet, am înțeles. Sigur că, târziu. Dacă trebuie normal, să vă schimbați împreună, pentru duet, te schimbi. Păi nu pot să cânt extraordinar. În vestimentația de latino. Vă rog frumos, să apreciați fustița cu buline albe. Da. O să ne cânti și ecou, că aia e piesa mea din repertoriul tău. Îți dai seama că dacă am venit la tine în emisiune, am întrebat și eu pe aici pe acolo ce-i place, să-i cânt ce-i place. Bine, dragilor, două fete cucuiete. Da. Aplauze pentru Elena Gheorghe. Vreau să știu... cum se simte o mamă împlinită? Cu cine vorbești? Cu mine mama sau cu... ta vorbesc, cu mama, că și eu sunt mamă. Știu și de că asta... și tu ești mamă, dar sentimentul acesta profund de a vedea că copilul tău s-a realizat, că visul tău s-a îndeplinit, cum se simte mama? Ce pot să spun decât că sunt foarte bucuroasă pentru Elena, pentru că a ajuns și ea mamă, sunt fericită pentru ea, că Dumnezeu a binecuvântat-o cu un băiețel și sper că peste un timp, când o vrea Dumnezeu, să-i mai dăruiască un copil. Și câți nu numai... ești singură la părinți? Nu, noi suntem asta vreau să spun. Trei la număr. Și Ana Daniela. Da. A doua fetiță, deci diferență de 11 luni. Nici măcar un an. Așa. Are și ea un băiețel. Și bineînțeles Costin, care și adică el... fratele nostru mai micuț. Așa. Și s-a grăbit are... și el și are o fetiță. Adică noi avem băieți și el are o fetiță. Și așa. Băiatul tău îl cheamă? Nicolas. Nicolas. Da. Nicolas Răzvan. Da. Nicolas Răzvan îl cheamă. Ce vârstă are? 3 ani și jumătate. Să străiască. Mulțumim, am început grădinița. Vreau să zic că n-am dormit o noapte întreagă înainte să înceapă grădinița. Eram foarte eram foarte emoționată. Nu știam ce o să urmeze, dacă o să plângă, dacă o să se înțeleagă bine, dacă o să se integreze. Da. Și am fost eu mai emoționată decât trebuia, pentru că fiul meu când a ajuns la grădiniță a fost atât de fericit, încât când am venit să-l iau, eu mă așteptam să-mi spună doamna educatoare, a plâns, n-a mâncat. Mami, eu vreau să mai stau aici, de ce ai venit? Ai venit prea devreme. Sau vinerea. Mami, mergem și sâmbătă. Nu, mami, sâmbătă și duminică avem liber. Nu mergem la grădiniță. Îi place foarte tare, ne bucurăm. E la aceeași grădiniță cu Vărăsu, cu Lucas.
Și ce să zic, suntem fericiți că sunt împreună și cresc, că zicem noi, ca doi frați. Se mai ceartă, pentru se mai că bacă. Suntem așa în perioada zilei copilului. Vreau să dedic tuturor copiilor emisia asta, să le spunem la mulți ani, atât copilului tău, cât și copiilor. Am adus în platou mai mulți copii, pentru că emisia... Dar și noi suntem copii. Da, și tu ești un copil și frumos. Și eu sunt un copil, și tu ești un copil. Fiecare dintre noi. Uite, de exemplu, vino puțin încoace să te vedem, că arăți foarte bine și ai un costum superb. Uite, ea este din Republica Moldova și e îmbrăcată de sărbătoare. Ce frumoasă ești! Foarte frumoasă! Cum te cheamă? Andreea. Andreea, ești foarte frumoasă, la mulți ani și ție. Da. Și, Paul, data viitoare când vin la emisiune și când mă mai inviți, sper să-mi povestești și mie despre copilul tău. Da. Sunt multe de povestit. Să dea Dumnezeu! Ce vreau eu să spun, că am urmărit-o tot timpul pe Lena Gheorghe, în aparițiile ei și proiectele ei. Unul dintre proiectele superbe pe care eu le-am apreciat a fost interpretarea ta a melodiei Eminescu, cântată de Ion și Doina Aldea Teodorovici. Acest cântec emblemă pentru noi românii, compus de Ion Aldea și pe versuri reschise de Grigore Vieru. Vreau să te felicit pentru interpretare și mulțumesc pentru faptul că ai cântat. Bine, tu poți să cânți orice și o să vedem și în seara asta. O să se schimbe și o să cânte împreună cu mama muzică populară. Așa că artistul, așa cum spuneam la începutul emisiunii, trebuie să aibă și mirul acela în frunte și un dram de noroc. Tu te-ai născut cu un har de la Dumnezeu și ai avut o educație aleasă din partea părinților tăi. Am înțeles că tatăl tău este preot, deci mai cu seamă că ai avut o educație în simbolul credinței. Și asta pe mine mă bucură. Sunt o norocoasă, ce-i drept. Da. Dumnezeu chiar m-a adus într-o familie extraordinară și mai mult de atât am avut parte de... dacă vrei, două lucruri diferite, mama fiind ardeleancă, iar tata macedon. Da. Am învățat două culturi total diferite. Și cânta foarte am și cântat din ambele părți și sunt bucuroasă pentru că mă simt mai bogată din punctul ăsta de vedere. Deși ca și tradiții sunt ușor deosebiți. Da, da. Sunt diferiți. Câteodată mă simt mai mult macedoancă, câteodată mai mult ardeleancă. Cum îmi convine, știi? Da, totdeauna când mă duc în zona Dobrogei, acolo unde sunt mai toate naționalitățile, turci, tătari, macedoni, mă rog, ei acolo ascultă toate genurile muzicale și ascultă și toate genurile muzicale din România, din zonele țării. Cu orice artist ar duce în Dobrogea, el se va bucura de succes, pentru că dobrogenii ascultă toate genurile muzicale. Dar în același timp își păstrează foarte bine tradiția și pentru ei muzica macedonească primează. Adică dacă te vei duce la evenimente private, mă refer la nunți, la botezuri și așa mai departe, vei vedea că nu va exista seară specială, da, care să nu aibă, Doamne ferește, și muzică macedonească, pentru că ei se distrează copios pe această muzică, știu să danseze extraordinar. După ce te schimb, eu să te provoc, dacă vrei, să-mi cânt și un cântec în... Deci astăzi vrei să-ți cânte toate. Ce înseamnă Mațișa, dar? Mațișa, dar ce să fac? Dar ce să fac? Să-mi cânt! Bine, du-te, schimbă-te! Aplauze pentru Elena Gheorghe! Doamna Mariora, lasă-mă și pe mine să spun ceva. Da. Așa cum ai spus și tu de fica mea, da, că e un săcumir, pot să spun și de tine. Dă-mi voie să spun. Mulțumesc, pentru că doamna, niciodată n-am avut această ocazie. Mulțumesc, că te-a binecuvântat Dumnezeu cu acest har și cu o bogăție extraordinară de... Nu numai că o păstrezi, o transmiți celor din jur și o faci atât de bine. Dumnezeu mulțumesc să-ți ajute. Suflet.